Есть связь, да? А? Так. Так, связь есть. Йоба Салус Тимас, приятень. Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, санскот шпаргосили, корням прикатит. Стимас читатень, стимас приятень. Астаз, ампрезенца думня властры, врау суфак, унапел директ, пришединтлы Республики Молдова, кэтри пришединтлы Республики Молдова, дамна Майя Санду. Деварича, ан ультимели доу саптамэнь, тема газилор натурали, а девинит субъекту номеру уну дискутат ди читатень анцара. Ши куда мне ажоты, если дискутат держаши ди мажоритатя репрезентанции масс-медиа Республики Молдова. Тече мишит аста за нумик кун месаж ку адресари директа кэтри дамна пришедеть. Деварича, анафара ди уни репрезентант а партидлу ди гувернари. Пелынгэ атакурле унор аша нумис эксперт ше специалист каряу токут ультимиле лунь да уни кершонан дизели. Дежа ку о экспликатии шимфаца читатенло Републики Молдова айшитше дамна пришедента Майя Санду. Вода у ништи читати. Република Молдова ну продуче газе натурале, яр тарифу ла газ депендил де дрептул де аквизиции де пипяца интернационала. Тоталменте декорд, давно пшеденте. Ан плюс, ан перва до речи анулы, кан прецур ли арау редикати, а уфос кумпарати в волуме де газ, каря урамас ан стокуре. Аша математичень, а вес думня вастр. Дар аста ну есть он лукру нормал. Iar acum acest gaz trebuie consumat. Poți să-l consumi cei care au făcut calculele. Nu v-ați gândit la așa o soluție. Este explicația președintei Maia Sandu la întrebările de ce nu scad mai mult tarifele la gaz în condițiile unor prețuri mici la achiziții pe piața internațională. În plus, șefa statului se arată convinsă că toate achizițiile de gaze naturale au avut loc conform legii în pofida speculațiilor lăsate în spațiu public privind eventuale fraude, notează IPN. Șefa statului spune că autoritățile de la Chișinău nu pot influența tarifele la gaz, întrucât Republica Moldova nu produce gaze naturale, ci este dependentă de prețul de achiziții de piața internațională. Da, Republica Moldova nu are gazele ei, ori dacă poate le are undeva, nu le-am găsit, dar într-adevăr, țara este dependentă de prețuri de achiziții de piața internațională. Și în general, noi practic tot cumpărăm de pe piața internațională. Și astăzi, chiar cei ce noi de mult trebuia să producem la noi în țară, oricum să-i exporte de peste hotare, că nimeni nu s-a ocupat de interesul național al țării. Mergem mai departe. Noi cumpărăm gaze naturale din afara țării. Iarăși, vă repetați, dar e corect. Când prețul a crescut pe piață, n-am avut ce face, a trebuit să cumpărăm la un preț mai înalt, dar am oferit compensații și am contribuit cu 3 miliarde, apoi cu 5 miliarde, în a doua iarnă, da, 3 miliarde, a doua iarnă, 5 miliarde, sunt bani mari. Dar parcă am văzut că totuși s-au consumat din ele 5 doar peste 3 miliarde, dar asta nu e important. Pentru că nu producem gaze naturale, iar vă repetați, dar e corect, și nu avem cum să influențăm acest preț. Regulatorul trebuie să ajuste prețurile și să se convingă că
nusi comit abuzuri. Dacă aici avem mari semne de întrebare, guvernul și eu, prin politică externă, rugăm partiere de dezvoltare. Da, am văzut, i-ați rugat, mulți au contribuit. Recunoaștem. Președinta Maia Sandu mai spune că Republica Moldova mai are stocuri de gază naturale, comparația la prețuri ridicate care trebuie achitate din, prin tarif. De ce acum vorbim? Iarna a fost blândă și au rămas anumite cantități, și așa mai departe. Așa cum alte guverne au cumpărat gaz cu 2000 de dolari și acum trebuie să răscumpere acest gaz, așa și noi avem niște cantități care au rămas din iarnă. Doamna președinte, dacă cumpărau tăți gazul cu 2000 de dolari, cum spuneți, păi astăzi nu doar la noi era cel mai scump preț la gaz de pe continentul european. Maia Sandu respinge orice acuzație lansată în spațiul public privind eventuale ilegalități comise la achiziția gazului. Șefa statului spune că cifrele demonstrează corectitudinea prețului achitat. Zdraste, am ușa ajungem la asta. Sunt false aceste acuzații. Vreau ca cei care pornesc această vorbă să aducă măcar o probă. Dacă vedeți cifrele corecte, guvernul iarna a reușit să cumpere gaze naturale la prețuri un pic mai mici decât prețurile de pe piață. Cei care sunt vizați trebuie să-i dea în judecată pe cei care scornesc astfel de minciuni pentru că nu se operează niciodată cu cifre concrete. Când se operează cu cifre, e clar pentru toată lumea că n-a fost nicio fraudă. Așa, deci cifre nu se operează. Doamna Sandu, uitați-vă, haideți așa, varianta în limba de stat am citit-o, română, moldovnească, spuneți-i, cum doriți cei care ne privesc, eu poziția mea, mi-am expus-o de mai multe ori. Haideți vă explic eu cu cifre, cu probe, materiale care le-ați văzut, prezentate la Jurnal TV și nu doar, ieri și doamna Rață s-a expus, contract, cifră, volum și așa mai departe. Acum niște întrebări la dumneavoastră, așa să vă, nu că să vă trezesc, nici într-un caz nu vreau să vă pun într-o situație neconfortabilă pentru dumneavoastră, dar vreau să fac niște precizări sau cumva să vă completez eu discursul ăsta dumneavoastră în apărarea și unor hoți din PAS și timpul și procuratura acest lucru ați demonstrează, dacă nu a voastră, a poporului, și unii propagandiști, așa să le spun simplu, care cumva încearcă unul pe altul să lapere, ies unul în Facebook, altul la televizor și așa mai departe. Dumneavoastră nici n-ați intrat în detalii, cred că, la tot ce s-a vorbit la această tribună și la toate posturile de televiziune la care am fost prezent. Dumneavoastră, iarăși, primiți informația de la unele persoane? Și da, eu înțeleg că nu puteți vorbi cu toată țara, dar dumneavoastră nu puteți să fiți responsabili de calitatea informației care se prezintă dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că se cumpărau gaze la prețuri puțin mai mici, spune au zis că minus 25% era decât era prețul pe piață. Dumneavoastră, sunteți sigur că cunoașteți toate achizițiile, doamna Sandu? Eu vă asigur că nu. Dumneavoastră, astăzi, nu zic cuvântul manipulat, poate dumneavoastră credeți că dumneavoastră credeți că acel contract despre care știți dumneavoastră și în care personal dumneavoastră ați fost implicată, a fost corect și înseamnă că toate sunt așa. Da, doamna Sandu, dumneavoastră personal ați negociat două contracte foarte importante pentru Republica Moldova, ca rezultat a discuțiilor dumneavoastră a fost de câteva ori delegații din Republica Moldova în țara respectivă și s-au semnat contracte ca un ajutor și mulțumesc acestui stat pentru că a dat aceste contracte Republicii Moldova,
cu prețul de atunci la moment. Și dumneavoastră credeți, cum vă spun a voștri, că și putem noi să furăm din, cum putem noi să furăm, doamna președinte, bani din contractul care ați fost și personal dumneavoastră implicat în negocieri. Dar au fost și alte achiziții, doamna Sandu. Nu vă legați doar din contractul din noiembrie 2022 și ăsta care a fost încă unul semnat după anul nou, care ambele sunt declarate secrete de stat. Că să salvați nu știu pe cine acolo. Eu am cerut și cer să publice condițiile contractului, fără denumirea companiei și chiar sunt gata să-l vădem și fără preț. Că eu prețurile de atunci oricum le cunosc și pe asta îl cunosc în detalii. Ca oamenii să vadă cât de corect colegii dumneavoastră au estimat volumul gazului de care aveam nevoie la acel moment. Ca să vedeți dumneavoastră că cei care au făcut calcule la cât gaz, cât gaz are nevoie Republica Moldova, natural, ei în paralel au mai făcut calcul și la păcură, numai ca în business pe moldavski au uitat să scoată din consumul, spre exemplu, de la C2, care este trecut totalmente pe păcură. Dumneavoastră nu cunoașteți toate achizițiile și cel mai urât lucru, nici nu vreți să le cunoașteți. Sunteți sigură, doamna președinte, acum foarte important, că și la acel contract, și la altele, nu au fost firme intermediare? Dumneavoastră sunteți sigură, doamnă președinte? Firme intermediare au fost. Dumneavoastră sunteți sigură că firme de lobby, de marketing, n-au mai fost implicate cumva n-au mai fost cumva implicate între aceste contracte. De ce dumneavoastră astăzi continuă să tăceți despre liberalizarea pieței după cerințele UE, a treilea pachet energetic? Chiar și Spânul ieri la televizor o recunoscut că da, noi am pus, că să nu vii Gazprom, nu știu ce, dar dacă era mai ieftin, apoi bine. Liberalizați piața, ca astăzi să vii companii mari, mici, care au experiența necesară și unele țări care chiar și au gazele lor naturale. Cum ar fi țara de unde ați cumpărat și la sfârșitul anului 22 și începutul 2023. Liberalizați piața. De ce nu ați ieșit în fața jurnaliștilor, spuneți, Recean, gata, s-o gătit. Atunci, la moment, s-a luat decizia de a stopa eliberarea licențelor companiilor noi care vor să furnizeze gaze naturale. Liberalizați piața. La noi, în lege e liberalizată, dar prin comisie situații excepționale, licențele noi, eliberarea licențelor noi este la moment blocată. De ce prețul la gaz pentru consumatori final a scăzut acum, doamna Sandu, și nu la toamnă, așa cum vorbeau experții voștri, deputații voștri? Eu vă răspund. Cusate au ieșit în fața oamenilor luni trecute, au explodat situația, toată țara a început să cunoască prețurile reale pentru unii de 10, 11, 12, 13 lei și n-ați avut încotro și ați coborât prețul la gaz până la ați coborât prețul la gaz până la 18 lei pentru consumatori final. Tot în acest interviu dumneavoastră ați spus că gazul și-al trebuie consumat să-l amestecăm cu este ieftin. Acum noi avem în stoc gaz doar acel care a fost cumpărat cu prețul de peste 20 de lei. Spuneți, vă rog, dar gazul s-a ieftinit, gazul deja Andrei a stabilit tariful nou. Spuneți, vă rog, aceste diveri financiare la Energocom, ele cum cândva? A să apară iar ca o bombă și ca furtul miliardului a să ajungă pe spatele cetățenilor? Cum dumneavoastră acoperiți aceste divieri la Energocom? Am auzit despre divierile la Moldova Gaz. Am văzut ieri la televizor că s-a spus
енергокумпр, адика винди газу ла Молдова газ, пести 700 долар. Адика кумпр пестемил винди ку пести 700 долар. Думневастр вода сама ши гауры не кряз, думневастр пелынгы туат кредители, кари ау фост интро, кари кредка депашеск ш кредители лу филат шалу плохотнюк, петим по гувернерии партидлы думневастр. Eu sigur că voi merge la procuratură, sigur că voi prezenta toate informațiile care le dețin și care le prelucrez încă la moment. Dar spuneți-mi, vă rog, la ce rezultat să se aștepte cetățenii? Să mă aștept eu când voi pe un șor și un partid penal nu-l puteți interzi și de 2 ani de zile. La voi, cum spunea un coleg din eu, voi faceți programa Rybalka na telecanale Discovery. Поймали, сфотографировали, ши отпустили. Înțelegeți? Deci da, eu voi depune actele la procuratură. Sigur că le voi depune. Dar încă o dată, dumneavoastră, cel mai urât lucru, că nu ați aflat informația. Dumneavoastră nici nu v-ați dus capul, ca și pe un coleg de-a dumneavoastră din alt țară, cu aceeași funcție. Măcar să vă creați un chat, un canal Telegram, nu așa la unii slavodavă voștri își scrieu prostii, ca să aibă acces fiecare cetățean, fiecare funcționar public să vă transmită o informație directă și să rămâie persoana sigură că nu se va întâmpla nimic. Că mai cunosc un omolog de-a dumneavoastră, care era foarte sigur, care și are și mai tare armată, deoarece trăie doar din rapoarte. Înțelegeți? Incompetența și greșelile în economie, că la voi mai mult să-i dau cu visurile. Dar statul se construiește, se conduce prin calcule și nu prin visuri și prin vodou fumuri de fermecate care îi mai trag unii colegi de-a dumneavoastră. Mă creșiți deja cu solicitarea și legalizați iarba asta la urmea urmei, și atunci ați vedeți și rămâne din fracțiunea dumneavoastră în Parlament. Acum ați spus dumneavoastră că nu sunt dovezi, nu sunt cifre și așa mai departe. Haideți acum să ne vadă o țară întreagă și cei care vă raportează, sau vedeți și dumneavoastră, că n-aveți tare de mult de lucru pe acasă, sara, în cifre. Deci, doamna președintă Maia Sandu, sunt sigur că dumneavoastră, cel puțin am văzut în mass media, mergeți, am văzut, la magazin, la piață după cumpărături. În Blaș Dodon, cât era președinte, de atunci văd nu s-a mai fotografiat. Deci, ca orice cetățean din țară, ca majoritatea, să-i spunem, ați fost la piață și la magazin și în luna decembrie, și în mai, și în august. Adică nu cred că mergeți odată pe an. Cel puțin sper că nu mergeți doar în campanie electorală. Uitați-vă. Am scos niște poze pe internet, doamna președinte. Și iarăși, ca să nu fie, că nu sunt cifre, nu-i clar și așa mai departe, vă fac o comparație și îți demonstrez și cetățenilor din țară ce înseamnă incompetența persoanelor dumneavoastră care spuneți sunt curați și corupte, dar încă o dată, repet, de multe ori incompetența este mai periculoasă ca corupția. Deci, că gaz, cifre, tarif, pentru om e complicat. Și de asta eu m-am pregătit, Oleac, am scos niște poze de pe internet. Mă iertați dacă cumva, sper ca să vadă, să audă bine, pervenit. Așa. Deci uitați-vă. Vă pun una din pozele de la piața centrală, din luna decembrie. E scoasă de pe internet, nu e ceva complicat. Можно приблизить? Стоп. Переверните, чтобы было видно. Аша, видец? Аша ярау рошили лапяца ин луна декабрь 2022. Ярна. Фрик.
кун спун вамні патлажєлі з кун кес єфтінес нума банальні шамані паль. Тож ду мене властр, ка господіна, кретка, на інті дя, ну нову рку май треба патлажі к пімаса. Ма красу пой дя супра, карі пуні пісті мімоза, карі пісті оліве, да треба ляк ді патлажєлі пяка. Даша. Ду мене властр, ац фост, Шест при экземплу, куда то ин чифри симплу. Кьо кредка думиостры на тарифе, он залежи, скажем, мажоритатя. Уамилор каринус ин темпликация, ну, не миг страшно. Переверни, чтобы я видел, что ты, ну. Аша. Шака думня вастра, кумвая пати картинка, ну и клар. Яка от фосла базар, шас кумпарат, три роши. Три роши лапрецу дешает за шинь делей килограмма, донаса. Аша? Аша. Я калипун три роши от Думня Вастры сепарат. Кумпарати Димая Санду, Луна Дечембри. Поцубаспун, кну есть и немиг... Поцубаспун, кну есть и немиг... Рыл на чест лукрун, куда цнуфи ему спекулаций. К... А чест лукрун лауфакут практик, тот же татени динсары. Шкярачі сарач, калі сарач потнав, посі плітаті з кумпі рошень дечембрі, патлю тримас копії, карі мучі з пісті хотарі, ще мені пара. А дікай, тет нормал, моя санта нурі трясач. Аша, моя департі, сапропі оп марті. Как-никак, треба яра кас ніште патлажелі, к сарбаторі. Шо дамна санта, думя вастра, мерзі слапяца, салла магазин, после слатить лапяца централы, дин интернет, дин диферити штир. Ши эндата диоп марти, думня вастра, кумпарац я рошей, ну макан марти, роши лестя, держа, ли кумпарац ку 30 делей. Можно не смотреть туда. Просто, ну... А, роши ли ку 30 Пурсим пламу на оператор ел держа кат прецу лапатлажели кредка, что где-то такая мавем уняли ерор технич. У Арфимия Алсона дяка садук воду. Ну, а щели алумая сандури ласа. Аша. А вем патлажели к три защитни делей кумпарати, где ду меня вастры, дамна, пришедень, сын Сигур, луна марти. Вене луна август, дамна, пришедень, зыва индепенденции, пать ма интернетру вечена, во консильеры, стойте, доамни, кредка, ка, что эти доамни денцары, что его фачим, кари же вас помню, доамна, пшидень, хай с фачим, вон карпшор, вон карашел, вон сибас, вон ушчи, ши, стац, спун патлажелли лумая санду, кумпарать я уйтат, где три защищения делей, як-то ли левидес, да, а еще, аша, дичмая санду, а если ли скумпарат на дечембре, если диоп марти, шакума, воздуса на август, куда мне лечелев симпатичный один бодигард, вдох консилерий, вдох фельдлер, да строим его салат. Шедям держа у меня вастры ин август, че фаще с дом на сам. Воду села пятца централа, шила пятца централа, у меня вастры гасыц, рошей, молдовнешть, пожалуйста, ку оплей килограмм, коплей, а я сам досу это, скажи, ставил ляк. Канаинти ярал 60 делей пюрмы, 30 пюрмы. Оп, что дам на санду, держа ошибку, ну, пать три тари грел, е, держа, ну, до утри подложили, да, е, кому под сфащу салат, шпот сервеш вечене. Шиду мне ей, кумпры моему ты рожей. Ну, куда ты, ярыш? Конспунт дам на санду, а стал факт тот, что-то тени. Por exemple, дум мне ей, как у вас с регулем обстановка, как асанцеляга мобильный лук рулик, газу мержим к подлази. Аша. Деч. Ща вем им финала. Майя санду, у кумпарат кыти ворошей, керау фарти скумпи в декабре, 60 недель. Куна думай мут, камерау, 30. Ши господу решку кулеку. Ку календарь варфары, ну, кунтяза. Кумпры на август, держа ум пакет дерошей ку оплей. Опека, доамна Санду, акума интребări, ла думня вастры ши четатени кари не привеск. Спринец ворог, де че думня вастры, ши кари привеск,
Nu v-ați cumpărat roșii, patlajele, cum zic moldovanul, pentru luni, în decembrie, când ați fost și le-ați luat cu 65 de lei. De ce dumneavoastră în decembrie nu v-ați cumpărat roșii măcar pentru vreo 4 luni de zile? Puteți, unii spuneți că nu, că ele nu au cumpărat de atâta când roșiile nu știu mult strâc. Dacă sunt roșii bune, stau la frigider, stau bine. Vă asigur, eu că am experiență. Răspunsul ăsta nu merge pentru cei care ne privești, poate doamna Sandu, dacă s-a gândit cu ei, că nu, că ele aveau strici. Nu. Stau la frigider bine. De ce dumneavoastră, Maia Sandu, și cei care ne privesc, n-ați luat patlajele pentru în luna decembrie, iarăși, n-ați luat patlajele pentru vreo 7-8 luni de zile înainte, doamna Sandu. Puteți cumpărați patlajele undeva până în luna iulie-august, adică pentru 8 luni de zile. Deci, răspunsul e simplu, prieteni. Cum poți cumpere patlajele în decembrie cu 65 de lei pentru aproape un an de zile înainte, când tu știi că la primăvară ele se începe a ieftini, că apar moldovnești prin tipliță, dar în vară, în general, e plină țara de patlajele și costă 8 lei. De asta, fiecare din noi, voi, să duce la piață și poate cumpere. Aha, îți 65 de lei, hai poate să iau cu câteva mai mult, să am și de Crăciun și de Sfântul Vasile. Hai poate că să nu mă duc la piață, că e ambuteaj, e trafic, să iau leacă mai mult. Dar oricum nimeni nu voi nu cumpără în decembrie patlajele pentru 8 martie, pentru masă. Înțelegeți? Și nu contează, e de vișnic ori mălcișnic de 8 martie. Și e zgălubâie ori rozăvă. Păi aici stăți egal. Deci, acum vă spun cum ați procedat dumneavoastră și încă o dată, doamna președinte. Dumneavoastră ați procedat foarte corect. Cu prețurile din decembrie ați cumpărat în decembrie, cu prețurile de martie în martie și în august ați cumpărat mai multe. Și eu cred că se merită să te duci mai iei vreo două bagajnici, așa fac eu, că ne-i 8 lei chiar și mai puțin, de pe deal că le cumpăr ca înverzire, chiar că eu fiecare an fac undeva vreo 3-400 de kilograme de patlajele murate. Înțelegeți? Adică prețul încă scade. Amun, tot cu patlajele, vă lămuresc și au făcut experții voștri și specialiști despre care ieri spun numai că au recunoscut că în 2021 Energocom nici nu știe cum se cumpără gazul, cum se vinde, care e procedura și așa mai departe. Pentru și în și l-acuz eu pe spânul, drept pe dânsul acuz și în corupție, dar asta e subiect separat. Dar pe alții a voștri că sunt oameni care nu drujesc cu matematica și vă arăt acum iarăși în probe. Să nu spuneți că nu sunt cifre. Gazul era în jur de 1000 de euro. În decembrie, când Energocomul a cumpărat gazul la compania FICA lui Socar. Așa. Și nu știm care firme au fost implicate. Așa. Deci, îl punem în paralel cu 65 de lei. Calculele făcute de experții, specialiștii, ONG-urile voastre, acei străini care o fac pe mari specialiști și așa mai departe, au dus la faptul că în loc din luna decembrie să fie cumpărate gaze pentru luna decembrie și ianuarie, maximum februarie, dar tot deja nu-i bine, ce-au făcut comisia voastră, specialiștii voștri și toți drugii ăștia împreună? La unii cetățeni străini, la firmele unor cetățeni străini, care sunt și s-a recunoscut deja asta, s-au fost consultanți la minister, la spânul, pe la guvern, ONG-urile voastre și așa mai departe, s-a dat suma de miliarde de lei, important de menționat, nu de banii voștri, dar de banii cetățenilor, și s-a cumpărat o ladă de roșii. Ia că și-a făcut Andriuha. Andriuha a cumpărat Dominatorul o ladă de roșii. Și nu a luat-o cu dânsa și s-a dus cu dânsa la Condrița să o pui asta. Dar el o achitat asta ladă de roșii, o lăsat-o la companiile străine care, care le
despre care s-a vorbit și sunt sigur că foarte mult s-a vorbit și eu deja mă ocup foarte serios de acești clienți. Căruce s-a achitat patlajele cu preț de 65 de lei, cu prețul de decembrie, necătând că au fost achitări și în octombrie și noiembrie, dar încă o dată, nu băde. Cu 65 de lei spânul vostru, chelă-i главный gazofic la noi, dominator, au cumpărat patlajele cu 65 de lei. Au dat bani, venit de la voi, pățan, cu miliarde de lei. Короче, ребята, сколько стоит этот, пожалуйста. О, платит. Я же подложил к 65. Ше, тот суна. Ой, январь, мой тримитец, индиаколу, ворог, 85 подложили, к тресфакум шашлык. Я тримес, луспыну подложили, январь, к 65 делей. Суну спыну лавок марти, короче, подрузили вор девишник, требуют совка мари. Май команды подложили. Фирмили строение и май тримет. Лулашок у нас подложили. И тримет, и липун, спыну феричит, подложили винди фриждер, фрумушели. Но мак шти скари проблема, кан марти, кан винил подложили ла спыну, ел нули кумпара к прессу не 5 3, да винил вообще 6 за 7. Кило кумпара тети подложили к 6 за 7 делей. Анцелезис? Тети. Până în august. Înțelegeți? Că gazul care noi îl avem amu, dacă nu se amestecă și sper nu se amestecă, el e taman până în august, chiar septembrie. Vă spun eu, inclusiv. Vine luna mai, 1 mai, se îmbracă Andriuha în șortici, într-o măicuț frumușică, s-a dat coleac de gel, se duce la popșoi la bază, la vadul lui vodă. Acolo, ca bădeam, care trage un fum, care un pahar. Trebuie patlajele mai multe. Oi, băieți, eu am cumpărat din decembrie. Nu cumpărați cu patlajele, vin eu. Și îl uspână, îi trimit, iarăși, niște patlajele în luna mai, tăți mănâncă, le curge pe față, perciun faci tomatnii soc, tăt normal. Numai că spânul nu le spune, că ei cred că el a venit amui de la bazar, de la Ciocana, și când mergea la vadul vodă la popșoi, a luat patlajele de acolo. Dar Andriuha lor nu le spune că patlajele s-a și ele achitate în decembrie. Înțelegeți? Vine luna august. Ziua independenței, limba română, limba noastră. Spânul să uite că mai sunt acolo niște patlajele. Da, ele poate o leacă, nu așa miroasă frumos ca înainte, dar oricum sunt. Și ce face? Spânul comandă restul patlajelilor care au mai rămas acolo. Cam asta nu se întâmplă cu gaz. Și că vin restul patlajelilor, hop, значит, o venit astatul. Короче, șed oamenii și să uită și să gândesc la tusovcă. Băi, Andrei, dacă tu permanent, nu știu de ce numai tu aduci patlajelile, și numai firmele astea de consultanți străini și sunt acolo niște intermediari. Deci, cuia, dar ce nu-i dai voie tu și nouă să aducem niște patlajele? Spânul, jaba ta David, a plătit 65 de lei și patlajele astea oricum trebuie să mâncate. Deci că nu poți stai cu dânsul 10 ani de zile. La un moment dat, spânul le spune bețvainilor acolo, la crujoc, ei băieți, tac și tac, короче, вы, ну, вам спус по нему. Да вы ж тец, как одежай лун август. Да ну, мы кам патлажели, кари йолян кумпарат ин дечембри. Значит, кум эле кумпарат ин дечембри? Бэй, я каше, кум лян кумпарат ин дечембри, как бы, я рам аколу, шам вазут, астаяш парколяк, шефтинский, андес и факел он удар, анцелес. Аста апроксиматив кум, я уж тю маймул с четатин де нож, кам вин ла заработка де пищихотари, intră în sat, în bar, vede acolo șed la masă, vă doi băieți, vă doi fete, și el scoate 100 de euro, zice că bezdace, dă-le pivă la tăț. Și eu nu acuză așa cetățeni, mă ating și eu așa facem câteodată, sau de mai multe ori. Numai că și acești cetățeni și eu, doamnă președinte și doamnă spână, o facem din banii noștri, nu din banii publici. Aici la noi spunește că
солдат подложили маймулти диктребен дечембри. Иван демонстрат при накте. Куняли ден, а честь подложили. Адика газу, уожунсен май. Купрецу, карьеран дечембри пипяца. Шедяста в рог. Ну, черкац судущес уаменин яруари. Că falsuri, că minciuni, că se plecați în judecate, că acești oameni se răspunde și nu știu ce. Doamna Sandu, dar ce dumneavoastră n-ați explicat altceva? De ce dumneavoastră, măcar așa, să le spuneți la șeia voștri, cu care ședeți în fiecare zi prin birouri la partid, că... Băi, hai cumva schimbați accentele, conectăm presa care pe noi ne ajută. Dar cumva trebuie de balamutit oamenii, ca oamenii să nu înțeleagă că usatei e de jină și din cauza lui usatei gazul de la 29 de lei deja e 18 amu și nu la toamnă cum planul ăsta. Deși dumneavoastră, ok, îi instructați cumva ce să facă, care să meargă la judecată, care scrie pe Facebook, dar unele declarații care vin din partea partidului PAS și nu contează demnitari, deputați, miniștri, doamna Sandu. Eu această pretenție o asum direct dumneavoastră, că dumneavoastră oricum sunteți conducător la această stănișoară. Când deja se începe propagandă cum era pe timpul lui Plahotniuc, cu sate, mâna Moscovii, să distrugă viitorul european. Și apropo, tăța voștri ăștia erau pe atunci pe Lidimi și dumneavoastră inclusiv. Vrea să distrugă viitorul european. După zadania FSB-ului face nu știu ce și nu știu cum. Vin alegerile prezidențiale parlamentare, socialiști, încep altceva. Cusate s-au vândut românilor, americanilor, prădal 260 tisci galăsov, Maiu Sandu, etc. Și acum și faceți voi? Tot ce aici ați făcut pasul din numirea pe Ledimen 2014, când iese aista Malincova vostru, ieri pe Facebook, tot el dominator spânul, și spune că usatei face jocul Kremlinului, usatei face jocul Kremlinului, pregătește destabilizări în țară. Stimați cetățeni, vrea să întoarcă Moldova înapoi, în stagnare, nu știu ce, Kremlin. După ce, doamna președinte, amu pe bune, am demonstrat la toată țara că nu pot fi controlat, șantajat de cineva. Și dumneavoastră știți foarte bine despre ce e vorba. Vorbim despre anul 2020, campania alegerile prezidențiale. Ați văzut că s-a demonstrat și dumneavoastră și la tot țara. N-are usată nici un naționalic, așa cum toți scriu tăți, și mâna Moscovei și nu știu și mai departe. Că nu poate nimeni să mă controleze din exterior. Eu în exterior pot să discut cu toate statele globântele, dar să mă controleze, să-mi dă indicații, așa cum se face cu dumneavoastră și cu Dodon, este inadmisibil în adresa mea. Eu acum sunt foarte ok, stau în fața dumneavoastră la această tribună. Dar, doamnă președinte, dumneavoastră, nu vă rușine ca lângă ăștia dumneavoastră să scrie și alții să reposteze că iar la comanda Kremlinului nu fac ceva? Că nu ne deputați de-a voștri au ieșit cu propunerea câteva zile în urmă, băi, usate nas oprească, dă să-l băgăm la europeni în lista cu Șor, cu Plahotniuc și cu restul mizerilor, să mă băgați în aceeași listă cu dânși sancțiunii europene. Dumneavoastră, nu vă rușine că pentru faptul că ați fost ajutată și de mine și de unii prieteni și colegi, iată eu stau în fața dumneavoastră, dar unii au fost distruși fizic. Și dumneavoastră știți și țara unde s-a întâmplat, cum au fost distruși fizic și câte persoane. Că astăzi voi pe mine să mă băgați iar în mâna Moscovei? Cu ce v-ai deosebit voi de curcani de socialiști? Ca și în fiecare zi dau cu satei, cu românii, cu americanii, cu nemții și cu dracu știe cu cine. Cu ce v-ai propaganda voastră îți deosebește de lor? Că cetățenii să fie atenți și așa mai departe și
персональність лукру візатіян жудікат. Єсті у лукру фарті ури. Думнявастри майбіні дацева контрабаря, кум, а чеш читатень строєнь, куалц для воштри, карінус пщепанніка, кумус для воштри дімпас, сент мінцис для строєнь, вода у екземплу, кум Христофор Колумб, з дусеку хлопу цей шамазень дієні шлилу ауру, а пяка шамус для воштри нус корупцій, пор симплу спрошт, а дика інкомпетенція, дак і літерал. Думнявастри, адмітецьке персуальне строєнє, au fost implicate în consultări, unele din companiile lor au câștigat contracte, au participat la achiziții și chiar la licitații. Și astăzi, când directorul dumneavoastră Energocom, care vai de capul lui și nu înțelege pe ce planetă se află, iese și spune că au fost două runde de precalificări și s-a luat cel mai mic preț, voi vorbiți acum cu un om care a fost în afaceri și cunoaște toate părțile, și deschisă și închisă. Doamna președinte, dacă tot acești cetățeni străini participau la elaborarea caietului de sarcini, păi eu vă spun că dacă eu merg astăzi și mi-au cu mine o singură persoană, hai, maximum două, și el particip la elaborarea caietului de sarcini, tech zadanie. Spre exemplu, la reconstrucția calei feratei, linia Ocniță-Ungheni, a pe eu să-l fac caietul de sarcini. În așa mod, că nimeni n-a să-și dă seama și a să câștigă această licitație doar eu. Și credeți-mă că aceste lucruri să cunosc și în Moldova, și în Ucraina, și în Uniunea Europeană, deși companiile mari vânează instituțiile de proiectare în multe țări. Vă spun, am concrete exemple, am din UE. De oarece să fie în proiectare și în caietul de sarci anumite tipuri de metal, spre exemplu, și multe altele. Deci, doamna Sandu, sunt unele lăcățele unde dumneavoastră n-aveți să le știți de unde, dar dumneavoastră deja astăzi sunteți conducători de țară și sunteți obligați să le cunoașteți. Eu de ce astăzi nu fac, în toți anii n-am pornit nici o afacere în Republica Moldova? Eu pot în 3-4 luni să nu umpl peste hotare, dar să organizez cea mai mare companie de construcții în drumuri, cea mai performantă tehnică din Germania, Austria, Japonia, să aduc specialiști care i-am, nu trebuie să-i caut. Dar orice licitație câștigate, chiar pe bune, eu tot timpul o să fiu acuzat că e usat, e singurul lui, s-a dat contracte și nu contează la nivel local ori național. Nu poți face politică și afacere în aceeași țară. Dar la voi? Nu voi. Dar unii experți, de-al de Serioja Aralov pe timpul lui Plahotniuc, așa la tot era cu pașaport și este american. El n-are cetățenie moldovenească. Serioja și de elabora situații cu achiziții licitații care lui Iura Leancă i-au părut cinstite. Și amu văd că e acuzat în dosarul aeroportului. Dar vă spun eu cum face. Eralov a elaborat mecanismul cu licitația privind concesiunea aeroportului internațional Chișinău, când doar cu câteva zile înainte de licitații au fost trimite ofertele la companii europene mari, că să arăte că nu numai Șor cu Habarovsk a depus și cu toată brigada, dar au depus și alții. Dar au fost făcute în așa mod ca nimeni să nu reușească să vii cu o ofertă. Fix așa cum la noi s-au făcut cu Păcura anul trecut. Am vorbit la Cozer în februarie și de grabă să continuăm tema. Când le s-au spus la oameni, vineri până la oara cu tare, în prezență, nu țin nici 5%, ori 10%, garanția bancată achitată din tot volumul și oamenii și era pregătit numai drogul lui Spânu. Înțelegeți pentru licitație. Lăcățele de astea sunt un milion. De asta, nu admiteți, doamna președinte, prima, că gazul și ala scump de-a lui Spânu să fie amestecat cu ăsta nou.
Єріус Пусклар, Шеспинуш, начальник відлайнер ГУКОМ, Ксанткаму Сути Демілювані, Дентрин Шепропатру Защава, Чинзей Сдержал Сантен Резерва Дистат, Багат Шерестон Резерва Дистат, Кумпарац Дуар Газнов Фересла Мистикас, Шедацел Лаом, Каому Кяркумаржа Молдови Газ, Deci o să fie tariful în jur de 9 lei, 9 lei 50 de bani cu TVA, cu TVA inclus. Și scădeți prețurile, nu băgați morcovul pentru oameni chiar ca la toamnă, ați revizuie încă o dată prețurile, că zgătească din testa scum și așa mai departe. Nu, nu se poate de făcut așa ceva. Înțelegeți? Pentru ce să mâncați voi roșia din decembrie, амистикат аста коаста дин дин луна июни, înțelegeți? Ну хайде с пибони. Deci аста есть у обирати. Шилаворм. Сейчас мы три слукру карьер лам афлат, к энергокому и фарти тенерел, шно вот экспириенса, а кумари дуарди кэцвань, ш плюс да кофос там азизди консультант си строин, нари экспириенс. Ну и носим тем цара карьер, Ари, цицей, газе натурале, депиндим де пяца. Де аста, скуатис де урженты, абирати аста де дечизи комитии ситуации экшепционали, какие пролива ферис де Газпром. Ка сви жукатори пи пяца ной. Астас еу супер апричиес колаборария с президентом ку статул Азербайджан. Inițiată de Republica Moldova. Și îmi pare rău că nu a fost pornită mulți ani mai înainte, că e o țară cu un potențial foarte mare. Astăzi, dacă se liberalizează piața, ieșiți la domnul președinte Azerbaijanului, domnul Aliyev, că ei cu gaze naturale și cu produse petroliere se ocupă tot viața. El avem pe vecinul președintele României, Iohannis, președintele Ucrainei, Zelenski, vorbim de vecini acum. În primul rând, și Azerbaijanul. Ieșiți la ei și spuneți că Moldova este cu ușile deschise ca companiile voastre, cum ar fi compania Socar, de stat din Azerbaijan, să obții, să deschidă o filială în Republica Moldova, să obții licență pentru furnizarea gazelor naturale și lăsați specialiștii să vândă gaz din țara de origine care îl produce și toți specialiștii să organizeze tranzitul și la tranzita noștri mai nu-l duc eu cu căldările și cu oligianele, înțelegeți, gazul. Ghinic măcar nu a prins zajgalca lângă dânsă, înțelegeți? Problema. Lăsați să vii Socarul, lăsați să vii compania din Ucraina, să vii companiile din România. Cu cât mai multe companii mari vor juca pe piață, cu atât mai mult va câștiga omul simplu, cetățeanul de rând, că diferența la preț, câștigul la cup o să fie atât de mic ca omul să beneficieze de acest lucru, dacă tot vorbiți de standarde europene. Dar la voi, știți cum, dacă majoritatea, apropo, mă uitam mulți troli din PAS, Sopcazele este, câinele, câinele latru, da, caravana oricum merge. Păi, garbardiștilor, dacă n-ați știut, sabaca laet, oare sabache laet, zic cum vrei, a caravan idiot, are un alt sens, nu așa la care voi, că voi lăudați pe usate când scriți prostiile astea în comentarii. Că iaca, usate, las, hă, măi, că noi mergem înainte. Voi sunteți idioți. Doar când câinele latură, caravana merge. Dacă nu latură, caravana stă pe loc. Asta e sensul acestui, asta e sensul real. Doamna Sandu, sigur când, când am candidat la prezidențial în 2020, Dodon, понятно, era culoc. Eu mă gândeam că dumneavoastră erați Șarapov, și eu ca bă eram Jiglov. Da, eu sunt mai dur. Dacă vreau să obțin ceva, obțin mai mult, mai repede ca dumneavoastră. Pot ține sub control situația mai bine. Eu sunt om care în viață
Одурмит. Ше се шепти опт oameni într-o garsonieră, că n-avem bani pentru o gazdă mai bună. Și în Turcia cândva am dormit și mama îmi trimite bani ca să mă aduc cu autobusul de acasă, dormim în parc, că mi-au furat banii și n-avem cu ce mă întoarce acasă când eram student. Am adus mașini de pisi hotare, erau, am fost prin diferite probleme. Am mers într-o altă țară, am construit afaceri de la zero. Am trecut, numai eu știu prin ce am trecut și familia mea de când sunt implicat în politică, cu dosare în Moldova și presiunile din diferite țări care au încercat pe usate să o facă rușinoi. Dar încă o dată, eu mă poziționam că sunt Jiglov și că dumneavoastră sunteți Valodia Șarapov. Cei care nu știu, băgați pe YouTube, vecinii spor Jiglova și Șarapova, că Șarapov spune că el cu democrația, cu legea, nu tipa mai. Dar Jiglov, Vysotsky era, el nu era bespredelic, el era maladeț. Dar dumneavoastră astăzi, eu mă uit după ce se întâmplă, nu că nu sunteți Șarapov. Dumneavoastră, pur și simplu, după tot ce se întâmplă, eu nici nu știu cu cine îți va compar din filmele care le-am văzut în copilărie. Nu știu, poate cu Neznaica în Stranie Chudes, nu Neznaica, Alisa în Stranie Chudes, ia că nu Neznaica, am tras-o și eu. Дорогие друзья, мы должны идти вперед. Я понимаю, что сегодня одни русскоязычные телеграм-каналы пытаются меня дискредитировать в одну сторону, желтая секта топит другую. Да, я понимаю, что я сегодня, особенно с газовым скандалом, неугоден для и для власти, и для большей части оппозиции. Потому что все между собой были помазаны, перемазаны, были в разных партиях и так далее. Но меня не интересует, что про меня будут говорить мои оппоненты. И не важно, они правые, левые или так далее. Для меня важно, что я буду идти только вперед. И передо мной важно благосостояние наших граждан, транспарентность, реальная борьба с коррупцией. И самое главное, сделать так, чтобы вы могли жить так, смогли начать жить так, хотя бы как я начал жить в 2006-2007 году, когда я не смотрел, сколько стоит уже колбаса, молоко, и также уже не смотрели мои родственники, близкие мне люди. Потому что, когда вы будете зарабатывать, когда у нас заработает экономика, когда у нас дилетанты перестанут заниматься тем, чем они занимаются, в том числе закупкой газа, а за это платите все вы, когда мы являемся просто страной-попрошайкой, которая не одалживает деньги для того, чтобы начать что-то производить, а постоянно, чтобы закрыть какие-то дырки, какие-то компенсации, деньги перед выборами и так далее. Ребята, у нас ничего не изменится. Мы должны работать, мы можем работать. Наша партия – это партия, которая продвигает только национальный вектор развития. Запомните, устал говорить, мы не проевропейские, мы не пророссийские, мы не прорумынские. Мы сегодня лоббируем национальный вектор развития. Вектору ностру есть и вектору национал ди дизволтари. Вы понимаете, потому что сегодня мы должны жить и работать так, чтобы люди почувствовали изменения, чтобы улучшалось благосостояние наших граждан. А если мы дальше будем бегать с одними тёмкаться против других и показывать каждому, что вот смотрите, какой я проевропейский, другие показывали, какие они пророссийские, что мы имели, что мы имеем. Дурдом и сбоку банди. Значит, я хочу вам сказать, да, нас ждёт огромная работа. Но мы в этой работе обязательно победим. Если власть себя ведет так, как она себя ведет, не реагирует, ведет себя так, как будто ничего не происходит, и только когда мы их дожимаем, они опускают цену на газ, как это произошло вот сейчас за неделю и так далее, значит, у нас останется вариант только один протест. Но запомните, я готов выйти на протесты с гражданами всей страны, кроме преступников, жуликов и воров, которые, к сожалению, многими из вас манипулировали. Но если тема с Молдовень, Руш, Украинень, Булгарь, Гагаур, Румынь,
Noi singuri ne vom clarifica. Dacă se va bate joc de noi, eu știu că noi cu poporul vom răspunde. Vor 3-400 de conturi, corturi, poate 3000 de corturi. Timpul o să rece. Dar eu, pentru mine, important să nu fac oamenii proști, de asta că într-o zi asta răspund. Vă cuprind pe toți, să aveți o zi cât mai frumoasă, merg să studiez materiale cu gazul, să pregătesc cererea pe dominator în procuratură. Îmi pare rău că nu a ieșit la dezbateri publici, dar asta e situația. Asta o prindem și pe dânsul la dezbateri. Vă cuprind pe toți, mă duc să fac și eu o salată de patlajele. Ce am obținut azi? Am eu măcar, sunt sigur de unul. Eu nu știu dacă mai s-a îndoas patronul toate detalii. Dar mă vă asigur că de fiecare dată când ați mănânci și ieși pasul patlajele, vrei nu vrei să aduc aminte de usatei. Sila, pravde, păcat să aveți o zi bună.